Hai să vă întreb ceva, dar sincer acum, domnul Iftime, că ați fost și la Sfânta Liturghie și dumneavoastră sunteți și un tip așa direct. Vă întreb sincer, dacă, Doamne ferește, că nu vă doresc, pentru că mie chiar îmi place ce ați făcut acolo și dumneavoastră sunteți un om de calitate, echipa creează o emulație, dar dacă retrogradați, vă retrageți? Da. 200%. Deci, domnul Horia, nu pot... Domnul, vă mai întreb încă o dată. Vă asumați ce spuneți acum? Sunteți în direct. Deci vă rog să spuneți peste tot și dacă, nu, dacă eu pot continua în Liga a doua, atunci sunt altfel de om. Eu nu pot. Am făcut până acum, fac în continuare, fac toate eforturile. Se văd ce se întâmplă până în iarnă, până mai am câte 5 etape, 6 etape până în iarnă, după care se văd în iarnă ce întâriri pot să fac, în așa fel încât să mă pot lupta cu cele 4-5 echipe care cred eu că sunt în zona. Bun, asta, și dacă totuși retrogradați, deci vă retrageți? 100%. 100%. De ce? Că nu mai pot, adică eu nu trăiesc din fotbal, am făcut asta din mai întâi într-un fel de pasiune, după aia am intrat într-un fel de responsabilitate socială față de oameni din județul ăsta. N-am simțit și nu simt niciun fel de efort al altora care stau în județul ăsta să întâmple ceva, adică vorbesc de stadion, de lucruri care țin de Academia de Copii, care au un interes local aici, știți? Iar eu nu trăiesc din fotbal, încă o dată. N-am fost nici mare fotbalist, nici n-am luat bani din fotbal. S-au cheltuit foarte mulți bani. Eu și asociați din companiile noastre care finanțăm fotbalul ăsta, am cheltuit milioane, zeci de milioane de euro. Suntem într-o linie în care cred că atât putem. Mai mult nu putem. Și nu n-am rezerva mea, cum să spun eu, morală, starea mea ca să mă duc mai departe cu fotbalul ăsta în Liga a doua. Și am și vorbit cu asociații mei. Nu este niciun fel de variantă. Dacă ferească Dumnezeu retrogradez, să rămână în fotbal. N-am nicio variantă în momentul ăsta. Nu știu ce o să se întâmple până la vară. Dar, încă o dată, eu spun asta pentru că am cumva certitudinea sau am cumva garanția mea, cel puțin pentru mine, că nu voi retrograda. Că pot mai mult, că știu cumva ce cu fotbal. Nu puteți nici din punct de vedere al omului mândru, până la urmă, care e Iftime și care a realizat multe lucruri, să fiți în Liga a doua. Nici asta nu puteți să o faceți. Dar nu e vorba de mândrie. E vorba de, sincer, nu cred că trebuie. Eu nu desconsider fotbalul, oricare ar fi nivelul în care mă mișc. Povestea este că nu mai am rezistență morală, nu mai am trăire, nu mai am stare să mă duc mai departe cu fotbal în Liga a doua. Pentru că Liga a doua nu stai decât ca să intri în Liga a întâi. Iar în Liga 1 am fost, știu cum e, o echipă mică a Botoșaniu, în matematica, oricărui om normal la cap va cheltui continuu bani, trebuie să fii prea dibaci, prea bun ca să stai în Liga 1 cu 5 milioane și ceva de euro buget și poți face rost de bani ăștia ca să nu-și bani de acasă. Domnul Iftime, câți bani ați adus de acasă de când sunteți în fotbal? Aproximativ, așa, aproximativ. Peste 10 milioane de euro, cel puțin. Dar cred că în momentul ăsta vreo 12 milioane de euro. Deci nu, eu vorbesc de nu alte ajutoare. Banii dumneavoastră munciți cu sudoarea frunții, ca bani, să zic așa. Bani munciți cu din adevărat, din profitul companiilor mele și ale asociațiilor mele, am dat după hârtie, matematic, aproape 12 milioane de euro. Asta înseamnă toți banii intrați din bileterii, vânzări de fotbalist, Zeturi TV, faceți o socoteală, punem cheltuielile pe partea cealaltă și rămâne o diferență ca și la zi. Și eu acum sunt la zi cu cheltuielile, înțelegeți? Rămâne diferența de 12, cred că mai mult, cred că fac 13 milioane de euro. Până la urmă mă gândeam că eu 13, e numărul meu norocos. Când ajung la 13 milioane de euro, Dumnezeu face să mă opresc. Am avut 2-3 ani, cred că în mandatul lui Marius Croitoru, în 3 ani de zile am avut un buget echilibrat. Adică produceam aproape 4 milioane în jumătate, cheltuiam 4 și ceva, știți? Mm-hmm. Da, cam mult, mulți bani. Gândiți-vă la ceva. Fotbalul Liga 1 în România este consumator de bani, 100%. Bă, da. Și în câți ani? În câți ani, domnul Iftime? Vreo 7-8? Câți ani? În câți ani ați băgat bani? Nu. Eu spun asta, să știți, nu doar în Liga 1. Eu spun de când m-am din 2004. Mm-hmm. Am 20 de ani. Deci 500 de mii pani.